În prezența subprefectului Claudiu Cristian Bârsan și a președintelui Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, membrii Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei și primarul Cristian Mihai Lazăr au depus jurământul. Noul Consiliu Local al orașului Șimleu Silvaniei și intră în atribuții începând din 24 septembrie. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Șimleu și Silvaniei. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Șimleu Silvaniei. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Șimleu Silvaniei. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Șimleu Silvaniei. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Șimleu Silvaniei. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Șimleu Silvaniei. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Șimleu Silvaniei. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Șimleu Silvaniei. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Șimleu Silvaniei. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Șimleu Silvaniei. Așa să mă ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Șimleu Silvaniei. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Șimleu Silvaniei. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Șimleu Silvaniei. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Șimleu Silvaniei. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Șimleu Silvaniei. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Șimleu Silvaniei. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Șimleu Silvaniei. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jurământul de credință a fost depus și de primarul ales Mihai Cristian Lazăr. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Șimleu Silvaniei. Așa să-mi ajute Dumnezeu! După festivitatea de învestire, primarul Cristian Mihai Lazăr a transmis un mesaj comunității. Istoria se scrie și se construiește în fiecare zi, de fiecare dintre noi, prin tot ceea ce facem în viața noastră. Astăzi însă, pentru noi aici la Șimleu Silvaniei, pentru comunitatea noastră, este un moment unghiular, să zic așa, pentru că cu fiecare depunere de jurământ, cu fiecare ceremonie de depunere de jurământ, dăm mărturie privind forța acestei comunități și, în egală măsură, întărim și confirmăm promisiunea devotamentului nostru față de comunitate. Sigur că
Vreau să fac o precizare legat de jurământ. Jurământul pe care atât eu l-am depus, cât și colegii mei consilieri aici, este un jurământ față de Dumnezeu și față de comunitatea Șimleoană, față de orașul Șimleu Silvanii. Nu este un jurământ față de partide politice, față de facțiuni, este un jurământ de credință față de Dumnezeu și față de comunitate. Acest angajament pe care ni-l luăm trebuie să-l ținem cât mai viu și să respectăm în fiecare zi a serviciului nostru, a mandatului nostru. Pentru ca vocea șimleoanilor să se simtă auzită și să se facă auzită în fiecare zi. Dincolo de acest aspect, este un moment în care mă încearcă gânduri de recunoștință, gânduri de mulțumire. Și înainte de orice vreau să le mulțumesc șimleoanilor, tuturor șimleoanilor, pentru încrederea pe care mi-au dat-o, pentru susținerea pe care mi-au arătat-o. Peste 5.000 de șimleoani, dar nu doar celor care m-au susținut, ci tuturor vreau să le mulțumesc pentru cum contribuie la buna funcționare a acestui oraș și e asigur că atât că am auzit, cât și că am înțeles vocea fiecăruia dintre ei și vom face tot ce stă în putință ca viața lor să fie mai bună aici la Șimleu Silvanii. Vreau să îi mulțumesc familiei mele, să îi mulțumesc fratelui meu, părinților mei, pentru că m-au susținut necondiționat în acești ani, n-au fost ani ușori. Și când spun necondiționat, e că au înțeles de cele mai multe ori că 99,9% din cazuri trebuie să fie pe planul 2. Asta pentru că Șimleu trebuie să reușească. De la asta nu am conceput și nu concep excepție. Și de aceea le mulțumesc pentru înțelegere. Vreau să le mulțumesc colegilor mei consilieri care și-au depus mandatul în urmă cu o lună, pentru toată colaborarea pe care am avut-o și pentru că au înțeles din primul moment rigorile, să zic, la care ne supunem și mă uitam și pe o statistică, au fost multe ședințe extraordinare, am crescut în perioada aceasta, au fost multe depuneri de proiecte cu vreo 50% numărul ședințelor, deci prin urmare le mulțumesc că au înțeles mobilizarea de care avem nevoie și că au pus umărul pentru buna desfășurare a activității noastre aici în oraș. Vreau să le mulțumesc tuturor colaboratorilor din primărie, colegilor mei care zi de zi vin la muncă și pun numărul ca lucrurile să se desfășoare cât mai bine aici în orașul nostru. Să le mulțumesc colegilor mei, domnului viceprimar Cosmin Man pentru întreaga muncă depusă, domnului Sabo Iarnu în calitate de administrator public, tot așa pentru devotamentul pe care îl arată în fiecare zi aici la primărie. Sigur că lista de mulțumiri continuă și vreau să le mulțumesc, acum am ocazia, vă spun sincer, vreau să le mulțumesc tuturor colaboratorilor de la instituțiile cu care intrăm în contact, de la instituții subordonate până la instituții partenere, județene sau naționale, pentru că nu putem face lucrurile de unii singuri, ci doar într-o bună colaborare. Este un rezultat de echipă tot ce se întâmplă într-o administrație. Și pentru asta eu vreau să le mulțumesc și le mulțumesc tuturor pentru întregul sprijin pe care îl arată orașului nostru. Dincolo de orice, alegerea mea cu peste 75% e datorată pentru ceea ce am făcut în acești ani la Șimleu Silvanii. Și firesc se pune întrebarea probabil ce urmează sau ce vrem mai departe, ce urmează pe mai departe. Eu spun că trebuie să menținem ritmul, dacă nu chiar să-l creștem și să creștem ritmul pe care l-am avut. Și dincolo de asta să aducem prosperitate în orașul nostru, astfel încât dezvoltarea orașului să continue și la un moment dat Șimleul să devină un oraș reper, model în Transilvania și de ce nu în întreaga țară. Avem nevoie să aducem, să creăm o viață cât mai bună pentru locuitorii noștri aici, în Șimleul Silvanii. Să facem drumul către universități,
nu doar cu sens unic de aici la Cluj sau la Oradea, ci și de la Cluj sau de la Oradea sau, mă rog, din alte centre universitare înapoi la Șimleu Silvanii, să dăm oportunități tinerilor aici. Pentru toate acestea avem niște lucruri de făcut. Să continuăm proiectele câștigate și acontate deja, proiecte mari cu finanțare europeană. Vorbim de proiectul privind coridorul de mobilitate urbană, de proiectul cetății Baturii, de proiectul falezei pe malul râului Crasna, vorbim de proiectul de edificarea unui parc de specializare inteligentă, a unui parc industrial aici la Șimleu Silvanii, sau mai recent un incubator de afaceri pe care îl creionăm aici. Adică toate aceste proiecte să le ducem mai departe și să le implementăm. Dincolo de proiecte cu finanțare europeană, mai avem o serie de proiecte în colaborare cu Compania Națională de Investiții, mă refer la Spitalul Orășenesc Dr. Ioan Pușcaș, sau în parteneriat cu CNAIR-ul, drumul de legătură, varianta ocolitoare, să o numim așa, orașului. Adică avem proiecte majore pe care trebuie să le continuăm și separat de ele, dacă mai apar altele, cu siguranță, pentru buna oportunitate a orașului nostru, noi le vom urma. Dincolo de proiecte, trebuie să avem grijă și la politicile publice, la taxe și impozite locale, politica fiscală să o racordăm cât mai bine la rigorile și realitatea din teren și învățământul țin neapărat să sărim o treaptă, două, trei în sus și să avem un racord cât mai bun cu mediul economic. Pentru că dialogul dintre învățământ și mediul economic trebuie să fie unul foarte fluid și la asta țin foarte mult. Serviciile publice, de altfel, că vorbim de serviciile din Spitalul Orășenesc, de spații verzi, că o să avem, vorbim de transport public, o să avem implementat acest serviciu. De oricare dintre ele trebuie să cunoască o îmbunătățire continuă aici la Șimleu și asta cred că se va și întâmpla prin munca și strădania noastră a tuturor. Și aș mai puncta un lucru, o să vreau ca acest Consiliu să aibă un subiect și un punct, să zicem, și pe planificarea urbanistică aici în oraș, pentru că deja cunoaștem o dezvoltare cât mai serioasă și dezvoltarea care va veni va fi una exponențial, poate mai mare. Și de aceea trebuie să fim pregătiți pentru tot ce ne așteaptă. Tot ce am spus aici, așa în linii mari, câteva direcții de lucru, după cum am pomenit și în cuvântul de mulțumire că e un rezultat de echipă ceea ce s-a întâmplat, asta cred în continuare. Tot ce se întâmplă, se întâmplă în echipă. Și mă bazez foarte mult pe colegii consilieri care astăzi s-au depus jurământul și cu ocazia aceasta îi felicit și sunt convins că sunt aici să servească interesele șimleoanilor în fiecare zi și să își pună toată priceperea, așa cum scrie în jurământ, și cum au rostit de altfel, în slujba cetățenilor și în slujba șimleoanilor, ca în final orașul nostru să prospere și să crească cât mai frumos. În încheiere vă spun că ne așteaptă un mandat de muncă, un mandat frumos și am încredere în fiecare dintre dumneavoastră că vă veți da toată priceperea și dedicarea pentru a face lucruri cât mai bune pentru Șimleoan și împreună să facem treabă bună pentru Șimleu Silvanii.